Cred că, așa cum e evident, încredințarea unui congres de această dimensiune presupune că există o credibilitate a grupului care îl organizează. Și grația mai bine de 40 de ani de activitate ecografică în România și de prezențe pe scena internațională, cât și de vizita la unor ecografiști străini în România, poziția noastră pe plan european și internațional e foarte bună. Deci, comunitatea ecografică românească e o comunitate puternică. Mesajul către populația României este acela că, din păcate, în România, bolile cardiovasculare continuă să omoare mai mult de jumătate din populație. Mai mult de jumătate din populația României moare prin boli cardiovasculare. Și că efortul suplimentar atât în diagnosticul cât și în prevenția și tratamentul bolilor cardiovasculare sunt necesare și pentru asta e nevoie de medici bine pregătiți, e nevoie de medici bine plătiți și e nevoie, evident, de o cooperare internațională cât mai largă. Pentru colegii străini, sigur că am dat un semnal că România e capabilă să organizeze evenimente de amploare și sperăm ca și în viitor să mai avem astfel de întâlniri. Congresul a migrat în diverse țări, din diverse continente și sigur că deosebirile sociale și economice dintre ele sunt mari, deci nu pot să vă fac o evaluare globală în această privință. În privința cardiologiei românești, ea s-a dezvoltat mult în ultima vreme, dar continuă să fie subfinanțată. Ecocardiografia, dacă vreți, are o situație privilegiată în sensul că s-a dezvoltat și există centre cu dotare foarte bună, laboratoare atestate europene, dar există încă zone legate de tehnologii înalte, de costuri înalte, în care, din păcate, suntem mult în urma celorlalte țări europene. E nevoie de o mai largă finanțare, atât publică cât și privată, pentru dezvoltarea acestor subspecialități. Ecografia este deja, practic, împreună cu electrocardiograma, metoda uzuală, cea mai larg răspândită de diagnostic în bolile cardiovasculare. Sigur că perfecționările tehnologice aduc pe zi ce trece noi posibilități suplimentare de analiză și sigur sunt multe zonele în care ea a putut să înlocuiască alte tehnici mai scumpe, iradiante sau invazive, ceea ce evident că este un avantaj.